înseamnă că dacă noi creăm o stare în contact așa, cu o combinație lineară de sus și jos, da? Avem coeficienții ăștia A și B, normal la 1. Asta înseamnă că capătul de greutate de A1. Proiecția lui X de-a lungul unei axe de A3 înseamnă a determina acest coeficient A. Da? Nu presupune măsurătoare vectorală. Deci dacă eu înmulțesc acest psi cu vectorul meu U invers, deci un vector bra, asta înseamnă A, U, U plus B, U, T. Dar vectorii împășit în spațiu invers, nu pot să dai. În sensul că partea asta e 0. Partea asta este 1. Deci asta este proiecția noastră pe axa cu dată. Dar și ce trebuie să facem aici ca să proiectăm un vector cu un vector cu dată este una dintre mari, este una dintre vectori, este una dintre vectori. Și asta este un simplu cu reacolinia. Asta e proiect. Iar asta este un număr complex. Da. Da? Deci, noi măsurăm, nu măsurăm o cantitate fizică aici, sau s-ar putea să măsurăm, dar s-ar putea să putem pe numărul complex care implică două măsurători. Deci, partea aia și partea aia. Ok, are sens până aici? Da. Ok. În cazul nostru la Hamiltonian, matricea lui care știți cum e măsurat, cum este, cum e, cum arată operatorul ăsta. Pur și simplu e matricea cătare. În care punem toți coeficienții tuturor proiecțiilor coeficienții. Matricea, o matrice observabilă sau un operator observabil, este o matrice de mic, care este egală cu transpusa ei complex măsurată. Da? Cum am măsurat în măsură unui expectation value cum e observat, am văzut imediat așa. Asta este expresia valorului unui observat. Și asta măsurăm pe energie și jumătate. Hamiltonianul are forme variate de la sistem la sistem. În cazul unui hamiltonian care se mișcă energie cinetică plus energie potențială, cu energia potențială în niște mii de fără, și nu prea ne interesează pe noi. Cine are o funcție de unul? Nu cred că ai văzut probabilitatea să vă spun în urmă. Ok. În definiție ei este amplitudinea de probabilitate ca funcție să găsească într-o anumită scară. Sau, în sensul nostru abstract, este asta. Psi este vectorul ce descrie starea completă a sistemului. Care este pe poziție de toți vectorii din față. Acum, ecuația lui Schrödinger, ați mai văzut până acum? Asta seamănă a o ecuație de mișcare foarte generală pentru orice sistem. Ceva de genul ăsta. Ca la legea lui Schrödinger. Da? Descrieți efectul al pe evoluția, descrieți practic întreaga evoluție, întregul lui celălalt sistem. În cazul nostru, pentru că psi poate fi o funcție complexă, foarte complicată, care descrie, nu știu, interacțiunea dintre toate particulele din camera asta, aceeași ecuație descrie viitorul tuturor particulelor de grafici. Acum, teorema dinamică zice așa. Dacă avem un sistem într-o stare dată și evoluează foarte încet, foarte încet fenomenele ce înseamnă foarte încet, înseamnă că starea adevărată a sistemului care, în cazul unui spin, este sus sau jos, va rămâne aceeași. Nici condiții. Ce e eigen state? Ce înseamnă vector propriu? Sau stare proprie a unui sistem? Din algebra lineară, dacă avem o matrice, dacă avem un vector propriu X, avem o relație asta. Unde X se numește vector propriu și lambda se cheamă valoarea lui. La fel și mecanismul automatic, dacă avem un operator M și X la noi este un vector, să mă întâlnesc, o să avem o valoare proprie pe mulțimea acest vector. După cum nu știm de un operator aplicat unei vectori din spațiul nostru în timp de tot un vector chef din spațiul nostru în timp de deci relația asta e adevărată
starea sus, o stare jos. Alea două se cheamă stări proprii ale sistemului. Cum am văzut, este și pe slide, fizica jurului, poate să fie moartă sau vie. Dar starea moartă și starea vie sunt cele două stări posibile pe care le poate lua sistemul și nu există altceva. Stările alea sunt ortogonale, adică dacă scriu de la stânga și la el la dreapta, anunțit de la 0. Și au aceeași comportare ca și vectorii noștri up și down pentru un spin. Dar pentru ecuația lui Schrödinger, adiabatic înseamnă că variația hamiltonianului unui sistem, că variația energiei totale a sistemului, este mică. Cât de mică, iar vorbim mai încolo. Și asta înseamnă că hamiltonianul rezultant va avea stările proprie, adică Eigen States, aceleași ca și la început, numai cu niște, niște factori de fază care nu contează, nu contează în cap. Adică, să punem chestia asta de fapt. Ce înseamnă asta? Înseamnă că eu iau toate stările posibile a unui sistem și hamiltonianul de bază și încerc să le modelez către un hamiltonian target, dacă vreau, atunci stările alea de bază în care se poate afla sistemul vor fi aceleași. Iar starea adecvată a sistemului, care e doar una dintre cele stele din acele stele de bază, va rămâne la fel. Numai că eu nu știu care este. Are sens? Oarecum? Vorbim imediat. Nu știu dacă m-am confuzat puțin, însă o să clarifice de asta. Ideea este că dacă eu am spin în starea sus, de exemplu. Deci spinul meu este starea sus, dacă mă însor. Dar deja, la început unui proces, am un schimb care nu îl cunosc și îl măsor și aflu că este starea sus, după care îl las să evolueze în condițiile astea, adevărate pentru un nou hamiltonian, atunci, dacă măsor spinul meu la sfârșitul procesului, voi ști sigur că spinul va fi tot orientat în sus. Dacă nu se respectă condițiile astea, există șansa să nu mai fie în sus. Există șansa să fie în sus sau în jos. De ce e important chestia asta? Pentru că dacă eu mă abțin să măsor spinul meu, adică dacă încă nu știu că e orientat în starea sus, la sfârșitul procesului, hamiltonianul va avea niște proprietăți care mă interesează pe mine. Și atunci când măsor starea sistemului, știu că și starea aia are niște proprietăți pentru mine. Începem să ne gândim așa, către o procedură de calcul. Adică dacă hamiltonianul meu target are niște proprietăți care mă interesează pe mine pentru o problemă, știu că atunci când măsor starea sistemului la sfârșit, starea aia are niște proprietăți care îmi satisface problema de calcul. În linii mari, cam asta înseamnă evoluția de mai către calcul. Și după cum am zis aici, dacă spinul meu este într-una din stările de bază la începutul procesului, va fi aceeași stare a hamiltonianului nou la sfârșit. Și acum să încercăm să ne gândim la o procedură de calcul care să pună în avantaj ideea asta. Dacă începem cu un sistem cu o stare inițială relativ cunoscută, în superpoziție, să zicem că avem așa. Spinul meu, la început, îl pregătesc să fie un paralitar între ei. A, plus 1 paralitar din 2, da. Asta este o stare de superpoziție și asta înseamnă că am orientat spinul nou de la axei Z și de la axei X. Are jumătate de șanse să fie sus sau jos. Asta este o stare superpozată pe care nu o cunosc în realitate, deci spinul meu încă poate să afle starea sus sau jos, mai cum știu eu care stare este. Și atunci, dacă evoluez, sistemul de hamiltonian nou, suficient de încet, iar o să vedem ce înseamnă suficient de încet, o să ajung cu sistemul nou într-o stare energetică nouă, cu aceleași stări de bază. Care tot ce mă interesează pe mine este să mă uit efectiv la starea reală, la adevărată sistemului. Și o să scot răspunsul la constrângerea pe care mi-am dat, adică la acest target hamiltonian. Și pentru calcul, pe mine e interesant că acest target hamiltonian să înțeleagă niște proprietăți.
și să-mi dea mie răspunsurile, adică să rezolv, de exemplu, problema pe versus evident, sau mai știu eu ce problemă pe aia computer science. Nu? Dar am zis că procesul ăsta trebuie să fie lent. Acum, cât de lent? Depinde de hamiltonianul destinației. Adică depinde, practic, de problemă. Ce înseamnă asta? Că acum, depinzând de problemă, timpul de calcul va fi mai mic sau mai mare. Ce este complexitatea de computer science? Câte operații facem? În mod mai general, înseamnă timpul de calcul. Ordin de mărime a timpului de calcul. Cât de mult durează ca eu să scot un răspuns la problema mea, la algoritmul meu, la soluția mea, da? În calculul clasic înseamnă număr de operații, 42. Nu avem tot felul de analize de algoritmi, de notații și așa mai departe. Clasic, probleme, problema pe versus MT, probabil știm de la dinamul 2 și așa mai departe. În calculul cuantic este o măsură asemănătoare. Pentru că numărul de instrucțiuni în calculatoarele normale se reduce la numărul de porți prin care trece un semnal. Nu? Pentru că numărul de porți prin care trece un semnal în calculator clasic este o constantă de mulțime numărul de instrucțiuni. Pentru că numărul de instrucțiuni, o instrucțiune, de exemplu, move x de x de la limbajul asemplat, înseamnă a trece un semnal prin o serie de porți. Care este constantă? Dar aici ce înseamnă? Gândiți-vă la definiția generală. Complexitate înseamnă timp de calcul. Aici, pentru că sistemul evoluează din un punct în alt punct, care este complexitatea unui calcul? Am zis că această evoluție de abatică trebuie să fie suficient de lent. Ce înseamnă complexitate aici? Nu avem decât starea inițială și starea finală. Încearcă să gândești un pic altfel. Aici te gândești de număr în termenul de operație. Adică ai mulțit, un vector cu un operator sau un aplicator, un operator asupra unui vector și înseamnă că ai făcut o operație. Și te gândești în termen de număr de operație sau în termen de număr de operație. E puțin altfel. Am zis că evoluția asta diabatică trebuie să fie suficient de lentă, iar complexitatea unui calcul înseamnă, pur și simplu, cât de mult durează operația. Pentru că operația asta poate să dureze mai mult sau mai puțin în funcție de problemă, iar ordinul de mărire de complexitatea de evoluția problemei. Da? Și de ce anume determină timpul ăsta de evoluție? Hamiltonianul nostru, sau hamiltonianul unui sistem, are ceea ce se cheamă spectrul de aer. Dacă vă aduceți aminte de ce am putut acea scris mai devreme, dacă nu este operatorul în locul anterior, vectorii proprii respectă relația asta. De fapt, relația asta. Lambda este un număr complex. Un spectru aldeat înseamnă o distanță metrică, metrică în metru pătrat, între aceste valori proprii. Dacă acest spectru aldeat, care este un număr real, care este cea mai mică distanță dintre două lampe oarecare, într-un operator, atunci timpul meu de evoluție va trebui să fie din ce în ce mai mare. Cu cât lărgimea de acest spectru al diagonalei este mai mic, cu atât timpul de evoluție trebuie să fie mai mare ca să respecte condiția de adiabatică. Altfel, dacă evoluția este mai rapidă decât acea mică, evoluția nu mai este adiabatică și se strică toate proprietățile pe care începem să le considerăm. Spectrul de apă asta evoluează, depinde de forma hamiltonianului. Dar ce mai mai scopul nostru, ca și programatori de calculatoare adiabatice, este să proiectăm matematic niște hamiltoniani cu spectrul de apă mare, ca să avem timp de calcul mic. E ca și când am încercat să facem un algoritm mai eficient, da? În mod de el, la treia, să facem. Da? Deci, ca și programatori de calculatoare adiabatice, teoretice, noi acum gândim un pic altfel. Și nu mai proiectăm operații sau serie de operații algoritmi, ci proiectăm expresii matematice. Hamiltonianul nostru reprezintă, practic, întreaga soluție la problemă.
operație. Ba clasic cu părți normale, ba cuantic cu părți cuantice. Și niște oameni, la un moment dat, prin 2002 sau ceva de genul ăsta, au pus problema, bă, cât de bună este stilul ăsta de cloud, cât de eficient poate să fie, poate să fie mai rapid un calculator adiabatic, deci bine astea decât un calculator cuantic cu părți. Și au pus unii la un moment dat,